Deci, îmi pare rău, dar suntem de aproape. Oricum, da. ce trebuie să spun foarte clar din chestia asta? Să spunem hotărât că... Că așa ceva nu de la test. Așa ceva am învățat la test, fără discuții. Să sperăm. Nu poate să permit așa ceva. Adică depășește orice limită. Nu, ce să fac? Clasă numai de olimpici nu se poate. Pentru 10 poate de ei, nu? Dar la 9-10? Nu, nici pentru asta. Nici măcar? Nici mai pentru asta, pentru că el trebuie să lucreze până la 9, să fie la nivel de mediu. Una mai ușurică, pichisică. Adică asta ne-a luat vreo 20 minute. Cel puțin. Și nu poți să-ți fii în cap și faci ceva. Bun. Deci am făcut asta. Din egalitări, sunt deja ore. Da. Mă vede, 8 sunt mai timp. 8, 4, 10, 5, dar la ceva. Da. Tot e inegalități, da? Ecuații cu moduri. Da? Ecuații cu moduri. Inegalități. Așa am făcut... Dacă mai zic niciun calcul algebric, a fost calcul algebric. Da, da, formule. Numere iraționale. Identități. Și radical din N atunci când a fost apărat la YouTube. Și că radical din N aparține lui Q, nu? Când este... numerele cu radical sunt iraționale și sumele lor la fel. Da. Cam asta a fost. Ecuații comune, inegalități, TU și CVS. Da, cam asta a fost. Bun. Cum ziceți? Bună seara și mulțumim că ați văzut microfonul. Ne vedem mâine. Așa, să dea like și share și să spună tuturor prietenilor și dușmanilor acum. Păi da. Bun.